cred în educație în educație fizică și sport cred Să învățăm preluarea cu două mâini de jos volei Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări Corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv evaluare Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa 5 -a, anul 1 de instruire, se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. Jocul sportiv volei, mingea zburătoare. Se desfășoară între două echipe de șase jucători. Scopul fiecarei echipe este de a face mingea să cadă în terenul advers, trimițând-o pe deasupra fileului și de a o împiedica să atingă solul propriului teren. Terenul este un dreptunghi cu lungimea de 18 metri și lățimea de 9 metri. Fiecare echipă poate executa maxim 3 lovituri ale mingii în plus față de contactul blocajului pentru a o retrimite în terenul advers. În clasa 5-a, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice jocului de volei și anume Pasa cu două mâini de sus, precedată de deplasare și oprire cu fața spre direcția de transmitere a mingii. Organizarea celor trei lovituri. Serviciul de jos din față. Preluarea serviciului de jos din față cu două mâini de sus, Preluarea cu două mâini de jos, variante de joc cu temă 3 la 3 cu trecerea mingii peste fileu cu două mâini de sus precedată de deplasare, cu două mâini de sus din săritură, cu plasare cu o mână, model de joc cu efectiv redus 4 la 4, cunoștințe privind acțiunile tactice colective, dispozitive, modalități și reguli de acționare specifice modelului 4 la 4, la efectuarea serviciului, la primirea serviciului în apărare și în atac. Cunoștințe privind regulile de joc, atingerea fileului, lovitură dublă, minge ținută, și informații cu caracter sportiv. Preluarea. Reprezintă un procedeu tehnic apărut din necesitatea creșterii eficienței intervenției la mingile venite cu grad ridicat de dificultate. Are ca scop trimiterea mingii în cele mai bune condiții spre elevul ridicator. Face parte din acțiunile individuale de apărare, fiind prima acțiune din structura de joc. Se folosește de obicei, la mingile din serviciu și din atac. Momente importante în executarea preluării. Urmărirea elevului și a mingii. Întreaga echipă trebuie să urmărească tot timpul acțiunile celui care lovește mingea. Deplasarea și adoptarea poziției necesare. Deplasarea se poate realiza prin pasul simplu, dublu, adăugat, alergător, etc. și poziția adoptată de către elevul care execută preluarea. Execuția corectă a lovirii mingii. Respectarea mecanismului tehnic de execuție. Preluarea. Poate fi de sus cu două mâini, de jos cu două mâini, cu două mâini de sus sau de jos cu plonjon lateral și cu două mâini de sus sau de jos cu plonjon pe spate. Preluarea cu două mâini de jos. Este un procedeu tehnic apărut din necesitatea creșterii eficienței intervenției la mingile venite cu un grad ridicat de dificultate și aproape de sol, distanța la care mingea nu mai poate fi lovită prin pasa de sus. Aceasta poate fi din serviciu sau din atac. Preluarea cu două mâini de jos, mecanismul tehnic. Din poziția stând cu picioarele depărtate dincolo de lățimea umerilor, unul dintre acestea, puțin mai înainte, cel din spate având călcăiul ușor ridicat, centrul de greutate este coborât prin flexia genunchilor, brațele sunt întinse oblic înainte, la nivelul șoldurilor, pregătind lovirea mingii. În momentul lovirii mingii, brațele sunt perfect întinse, Palmele prinse una peste cealaltă, apăsând pumnii în jos. Mișcarea de lovire se face pe manșetă prin acțiunea de balans a brațelor din articulațiile umerilor, care de obicei se ridică, articulațiile coatelor și pumnilor sunt în extensie. În funcție de viteza de zbor a mingii, se execută o mișcare de amortizare a contactului cu mingea prin coborârea sau ridicarea centrului de greutate. Indicații metodice. Deoarece punctul de lovire al mingii este jos, de multe ori execuția se realizează prin fandare sau din plonjon. Se va trece la însușirea acestui procedeu tehnic după ce s-a însușit corect pasa cu două mâini de sus. În funcție de situația de joc, preluarea cu două mâini de jos se poate executa de pe loc sau precedată de deplasări. Repetarea preluării face parte din încălzirea specifică jocului de volei. Metodica învățării. Simularea preluării cu două mâini de jos, precedată de deplasare și urmată de întoarcere în diferite direcții. Preluarea mingii aruncate de partener, preluarea mingii aruncate în perete, preluări succesive la perete, preluarea din mingii pasate cu două mâini de sus de partener pe direcții și la distanțe diferite, preluare din atac de la partener în afara fileului și peste fileu, preluare din serviciu în afara fileului și peste fileu, suveica în doi și suveica în trei folosind preluarea cu două mâini de jos. Greșeli frecvente. Poziția de așteptare este prea înaltă. Fandarea este insuficientă, genunchii nu se flexează suficient. Lovirea mingii cu alte porțiune ale brațelor. Brațele nu sunt în extensie la nivelul articulațiilor cotului și pumnului în momentul lovirii mingii. Nu se coordonează mișcarea segmentelor întregului corp. Transmiterea mingii cu o traiectorie greșită și cu viteză prea mare spre colegii de echipă. Mulțumire elevilor de la școala gimnazială numărul 12, Bogdan Petricei cu hd Constanța, îndrumați de profesorul Viorel Prejbeanu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.